am și o curiozitate. Cum e... Bine, dar vreau să fiți cât se poate de obiectiv, cât puteți de obiectiv, da? ca un om inteligent ce vă văd că sunteți și cu discurs și cu pregătire și cu tot. Cum e, domne Simion? Eu un om foarte ok, eu am o relație extrem de bun. repet, întrebarea e oarecum, Nu e că nu e vreo întrebare să vorbi. Eu chiar sunt curios. Pentru că, na, lucrați cu el îndeaproape, da. îl știți bine. Pentru că, vedeți, părerele sunt părțite. Unii zic, domnule, un nebun, uite, nu mai se bate, nu mai înțeles. Alții zic, domnule, un patriot. Mai înțeles. Cum e Simion? Om, Simion, omul, nu politician. Omul Simion, acest George Simion, cum este? Colegul dumneavoastră, până la urmă, da? Este un om, dacă mă întrebați de om, pot să vă spun că este un om extrem de inteligent. Da un om care ascultă la sfaturi bune, un om care a dovedit că poate ridica un partid totuși peste noapte dacă ne uităm la Aur în 2020 de la un partid care la localele de da, atunci a 0 și ceva a ajuns în 2-3 luni de zile să aibă 10% la parlamentare. Da. Vreau să vă fac o doar vă fac o fac o scurtă pauză. Când erau alegerile, da? cu vreo două săptămâni, nu, mint, zece zile maxim, așa, mă sună un prieten și îmi zice, zic, vorbeam de politică, v-am zis, eu nu s-aș priceput în politică, am vergurea lui Gâde, al lui, nu știu, alu Victor, al lui Ciutacu sau al unde a fost la Decenius, la domnul Chiriac. Uh, Chiriac, Chiriac, da, la domnul Chiriac, oameni, cum să spun, care asta fac de o viață, cu pregătire, valoroși, așa mai departe. Așa, da, Vorbeam cu un amic, așa, că am și o grămadă de cunoștințe. Și îmi zice, vezi că o să, o să facă un partid 10%. Ce partid? L-am întrebat. Un aur, îmi zice. Un băiat care este foarte informat. Și cine să știam? Da, jur, da, recunosc, iertați-mi ignoranța, dar cred că ca și mine milioane de oameni au pus întrebarea asta, cine să știa da. urda. Și zici, cum să facă, mă? Zice, ține minte ce spun, va fi un partid da, naționalist, da. Așa care luptă pentru român, naționalist în sensul bun, că acum vedeți cuvântul e folosit da, acum cu relativ, conotație da. negativă. Nu mai putem să fim naționaliști acum. Da. Eu vorbesc de naționalismul adevărat, pentru chiar pentru țara ta. Așa că acum cuvântul, vedeți, este distrus. A fost distrus acest da, 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 cuvânt. Da, 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 da. Și cred că nu întâmplător. A fost distrus acest cuvânt. Bun. În fine, și ce domnule, un partid care va lupta pentru român, că zic bine, că zic cum să facă 10%, asta, că n-am auzit de ei. O să vezi, o să fie marea surpriză. Când am văzut în seara alegerilor rezultatele, l-am sunat pe om și zic, și zice, asta e, zice. Zice, eu nu, adică, nu, și ca mine erau milioane de oameni care habar n-aveau cine este aur. Adică, da, e o performanță, oricum este, o dai. Da, vreau să înțeleg, dincolo de pe, care eu, performanța din 2020. Dar și nu, vreau să clar, eu doar eu doar am eu nu fac apologia aur, n-am nicio treabă nu, cu eu așa, provvedit. nu, eu nu sunt de acord cu multe lucruri de acolo, cu altele sunt de acord, așa, așa, nu o să fiu de acord niciodată cu chestiile alea, bătăile prin parlament și viole și alea care n-au ce căuta. Pintor de la PNL s-au bătut. Da, da, clar. acum PNL-ul sunt pe locul 1. S-au da. și <laughs> I-au acum pe cei Acum de... auziți. Dacă tot -au da. tot vrei să te bați, apoi bate te ca bărbați. Bă, dacă nu te tot... mușca ca. Da. Așa. rog, să nu. Da, da exact, da. Exact, avem probleme, exact, 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 hey, exact. gândiți-vă că până când Aura a intrat în parlament. Da. În lumea simțea, domnule, avem nevoie de un partid care să vorbească despre națiune, despre cutare, cu da. Dar veneau o serie de propagandiști care spun a, nu se poate, nu cu tare. Și totuși au dovedit că se poate. Nu, Există e. în România în momentul de față un filon tot mai mare uh -huh. de persoane care spun, dorim să rămânem în UE, da. dar e important să rămânem cu capul sus da. și să ne urmăm interesele. Și exact... Da. Vocea acestor oameni da, doresc da. să fie Parlamentul European. Nu începem să arătăm ca un land, land al bunului. Nu ca un land și nu să ieși afară din UE. Realitatea faptică este că dacă s-ar pune problema unui euro noi nici nu am putea negocia că n-am avea cu cine să negociem un euro cum a făcut UK. Da, Dar nu e cazul. Dincolo... O... Noi suntem Doare europeni. Spun. Suntem români. asta, rând... proiectul o european. secundă. În primul rând, suntem români Corect. și uh, umăr la umăr suntem europeni. Nu. Asta e o operație cu ieșit Dar. Ne a... ascultați mă Uniunea Europeană. A adus și enorm de multe lucruri bune În viața enorm. noastră enorm. Deci Noi avem nevoie să, să menținem Ceea ce funcționează Și să cerem și să ne luptăm Pentru reformarea lucrurilor care nu funcționează Un nume Acesta de simion, ce fel de om e? Ca persoană, repet, este o persoană Extrem de inteligentă, deschisă La, da. la sugestii, este un om care a dovedit Că este și un Extrem de bun politician Pentru că totul să ridici un partid Peste noapte la 10% este ceva o să vedem acum scorul pe care îl vom scoate la alegerile europarlamentare. Eu am discutat cu el, cât, nu de azi de Cât el, credeți? N-aș dori să speculez cât, câte voturi vom primi din partea românilor, atâția europarlamentari vom trimite în Parlamentul European. Că, tot m mai întrebat despre Simeon. Este o, o persoană tânără, totuși un politician tânăr, 30 și ceva de ani, cred că e cu 10 ani mai mic decât mine, dacă nu mă înșel. Uh, și pentru un politician tânăr pot să spun că a realizat extrem de mult, și pentru lucrul acesta nu poate decât să fie felicitat. Da, bun, e un om bun? Da, cred că în esență este un om bun. Da? În esență este un om bun. În esență da. e un om bun. Cum, uh, bun, Apropo... Dacă vă uitați, că am mai vorbit cu el, că noi vorbim de vreo trei ani de zile despre crearea acestei alianțe pentru a aduna pe toți suveranii, conservatorii cu tare. Niciodată, când am stat cu el, la discuții nu s-a pus problema de un interes personal. Toată discuția pe care am avut-o cu el a mm. fost cu ce te poți sprijin la Bruxelles, să apără în România, să eu la fel, ajută-mă cu chestia asta în Parlamentul României, hai să facem acțiuni comune. Adică am văzut în Pent el un om cu care chiar pentru români. Pentru români, adică Adică nu rar... de genul ce valiză mai mutăm. Nu, deci a, -am, Cristi, niciodată ce... n-au -au existat genul acestea de discuții din acest motiv spun că este un om cu care uh, se poate, se poate colabora mm, da. și cu care la se poate șpriț, construi. Cum e. N-am eu nu servesc N-ați băut un pahar de -a? a, nu, n-am și nu? nu? De ce? Am înțeles. Uh, și, dar n-ați fost la o masă cu el, la o... Bă, da, am mai fost la mese. Dar da mânca la da, mâncare mâncați. Mâncare... Uh? Nu la mă la care care mâncare favor românească favorită? Adică ce vă place? Uh, mămăligă cu brânză. Da? Deci ce înseamnă lactate, mă rog, Lăsați tot când vedeți mămăligă cu brânză. Tot. Și mai ales când vine vorba de lactate, Pălea m-au și făcut mare, să spun. Da. Uh, da. Deci mă măli cu bricula. Sau da. cum era expresia, nu? Da. da. Mămăli cu bricula.